da înapoi. Nu! Stop! Nu mă duc o filie de măr. Mai luați. Sunteți la dietă? Bă, dar și tu și Larisa sunteți pe... Vă rog frumos, faceți pe... Dacă nu dădea Larisa provocarea, da, treceam peste, dar așa nu putem trece peste. Mai mult. Dar azi că noi dăm și noi lui Larisa atunci. De ce? Hai mă! Vrei să-l iau cu tine? De mână mai prins! Vă rog frumos, să nu vă plec. Hai, de acum vă plac biscuiții. E cu ciocolată? Da. Ia, te rog. Două. E bine dispus, mă bucur. Măi, fata, întreabă dacă te mai lasă. Poate și eu vreau o provocare, nu? Ai provocare pentru fiecare. Poate vreau și eu în casă, băieți, cu o provocare. Că-i vii sau acolo? Vezi, acum vreau genci. Zici ceva, George. Trebuie să mă întorc înapoi. Păi dacă... Asta ultimul. Asta ultimul. Ce popic a fost? Mai faci un popic. Bun. Nu știi să se râzi? Auzi, Alexa, Claus, Cosmin, implică și alte. Hai, gata. Acesit din acvariul peștilor. Care văd că are un pic de răutate în el. Ce poți asta? Glumă, glumă, dar... Ce a văzut asta? La nesfârșit așa e un pic. Stop! Vreau să fie ceva sezon. Vreau să fie ceva ce implică. Vreau, vreau să găsim o cauză. Până nu-ți dă tâng-tâng pe ecran, poți să rămâi liniștită. Aia zic și eu. Nu? Că a zis doar să... Cine a zis? Cine a zis? Larisa! Aaa, păi dăm după Larisa asta, dacă ne vin înapoi! Alo! Barieră! Alo! Barieră! La cameră o întreb pe Larisa. Larisa mă lasă, mă duc și eu... Nu tu. Deci provocarea a fost să-mi vin eu la tine să... Moși dar tu te-ai cerut la cameră? Nu. Și... Lasă-mă să se ducă! Du-te, gatică! Acum apare... Altceva? Bine, mă! Asta a fost primul sărut așa mai... În casă, nu? Da. Te rog frumos să dai și la niște provocări. Hai, era Radu. Lasă că... Îi dau eu. Hai să jucăm noi. Auzi la el. Claudiu. Eu am dreptul să refuz. Laura, ce se dau noi acolo? Laura, tu ești lider. Acum de la media. Așa? Și zice așa, că știe ea. Ok. Știi tu. Bă, dar dă-i umăr la Larisa, mă. Auzi, îi spui la Larisa că abia aștept să vină să facă. Banu, 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 banu. Dă-i floarea aia. Bă, jur că la aia mă gândeam. A, dar am crezut că sunt pietricele, mă. Nu-i de ăla. Da, așa. Dă-i floarea aia. Da, frate. Dă-i regulamentul. Îi dau toți boscheții. Ce să-i dau, mă, fraților? Că nu știu ce să-i dau. Dă-i regulamentul. Asta, vaca, 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 vaca. Hai, tu că... A fost, cacă. Nu-i mai dat nimica. Nu-i mai dat nimica. Dă-i un. De ce? Zic că e de la tine. Nu, frate. Nu mi-a dat nimica. Mă duc. De ce? Vreau Alex. Și eu să știu. De ce sunt supărat iar omul ăsta? Ai grijă să nu mă bârfești și tu și să auzi ce te iau. Și la tine. Auzi. Și poți să iesi și tu. Uite cum stă. Păi, dar și Radu. Radu e un fel de Robert. Așa am văzut și cu George tot cu el. Nu, e mai controlat. Te-ai văzut cu mine, bă, dar eu... Păi de două ore ai vorbit că-l de două ore mai bârfit. Aoleu, Radule! Ce-a zis? O zis că așa l-am văzut și pe George, nu știu cum, și vezi să nu pici în aceeași plasă. Dar cred că Radu vrea scandal cu mine. Vrea să rupi în frăția. Dar și tu, Larisa, ești cam pe ace. Dar nu, stai un pic, că George are ceva... Nu, în casa, când am fost acolo în casă, George totdeauna îi dă replică. În casa a fost frumos. Radu. Am văzut ceva ce n-am văzut până acum. Da, da, o zis că mai... ai grijă să nu pici în aceeași plasă ca George. Adică să nu îi facă ea plasă cu ca și cum mi-a făcut eu. Nu, să nu mai bârfească ea cum bârfește George, cică, sau nu. Faci-mă speriată. De la George. O bucur că e pe o prază. Și vezi că te-am ascultat că am venit repede. Ei nu vreau să mă las să plec. Dar știu, am văzut, am văzut. Eu am ținut cont de ce ai zis. Dar data viitoare am să întreb camera dacă poți să mai rămâi sau nu. Așa te asigur. Las că e bine. Eu e fix ce... Ca să nu pățesc eu belea. Ce aveai tu nevoie, nu? Adică măcar să te duci. Și trebuia să-l întreb. Da, la Orențea, la nu le pasă. Da, ați văzut? Da, da, da. Ce e ăsta? Ce? George, capul răutăților și el acolo. Dacă e de la Larisa, provocarea... Din nou. Ia biscuite, ne mai dă încă unul, faceți-l din ochi de la Larisa. Faci, Cati, dată-i și tu provocarea asta ei, zice.
Deci data viitoare nu scapi. Eu am drepturi de lider. Ele și cuiva pe aici. Vă rog. Vreau și eu o provocare. Vrei o provocare? Da. Hai să mă gândesc că am o imaginație bogată. Nu știu, că să nu afectez pe nimeni. Pe nimeni nu afectez, niciodată nu afectez pe nimeni. Vreau o provocare și eu, că sunt prea tristă aici. Poate să mă duc să îmbrățișez pe oricine, ori nu știu. Asta eu spun gândurile. Eu spune ce vrea. Și voi vă gândiți. Spune-mi ce gânduri ai, ce dorești. Să mă duc să îmbrățișez pe orice bărbat. Oricine? Acolo. Sau pe doi, pe trei, sau... sau să fac altceva. Un sărut în obraz. Să dansezi. Pe unu. Pe unu. Obraz? Pe unu oricare. Sărut în obraz. Nu, să le iei în brațe. Pe cine vrei să îmbrățișez? Am zis că... Nu, nu mai îmbrățișezi. Da, așa. Stai că trebuie timp să de 30 de secunde. Provocare de la da, cameră. Da? Mai am o provocare, că noi ne plictisim și na, mai căutăm și noi ceva mai... poate merge Irina să îmbrățișeze orice băiat din casă vrea ea și se întoarce? Și să am o stare mai bună. Dar zi să avem și conexiune. Că se simte rău. Mersi. Vezi, ai grijă. Nu profita. Ce-și poftim? Poate te surprinde. Nu te mă deși. Și dorim o... Aici, la discuție. O scurtă Aruna, conexiune. Da. Ce anume? Nu scurtă, vrem toată conexiune. Bună! Bună! Să mergi pe o parte, că e înclinat pe o parte. Ce faceți? Bună, așa? Și mergi ca și cum faci de sută. Are unghiul de fugă stricat. Wow! Am și eu casa, am mers să te calce. Spați-ți îmbrățișare. Bă, provocare. Nu, nu te rog, nu, adică nu, așa, arețișare. Uite, de ce ai crezut? Hai. De ce ai crezut? Nu știu, nimic. Am spus îmbrățișare. Mersi. Și așa. Și a doua. Și așa. Și mă repede. Nu, că nu știu joc asta. Abdomenii asta... Alex e la abdomenii, eu nu, mă doare stomacul. Hai să văd dacă reușesc să-l convins să facă 10 mă doare, nu, vreau doare stomacul, mă doare stomacul. Că el a fost la sală aseară și-l doare picioare. Eu, da. Pe cine? El. Și stomacul. Dar tu de unde știi? Eu tot știu. Aseară nu, altă seară. Ai zis că ai fost în casa fetelor. Mulțumesc, Robert. E bine că e deștept, Alex, dacă... Zicea, da, ce v-ați văzut o seară pe undeva? Cine știe ce barane, zice așa, no, stau. Măi, dar acum trebuie să recunoașteți cum am fost aseară. Aseară? Irina, cum a fost aseară cu Robert? Bine. Ce cu Robert rău nu poate fi. Ce ți-a zis-o? Ai văzut, ai văzut, pui, ți-a pus-o ia ție. Da, da, e gata, nu mai am ce zice. Nu mi-am făcut manifestația cum trebuie azi dimineața. N-am manifestat. Că eu îl cred capabil de așa ceva, că el este pungaș, știi? E deștept. E, cum să zic, îndrăzneț. E îndrăzneț. E. Are curaj. Și zic, bă, da... Nu mai pleacă Irina de acolo. Stai acolo și... O chem tu... două fete din casă. Chem tu două fete în casă, iubire, dar ce-mi zice? Pentru mine Mihaela și pentru tine Irina, mi-a zis. Zic, ce ai zis, mă? Ai, îți place. Zis, nu, e invers, invers. N-am vrut. Deci a fost... Păi el de primă zi. Dar mine îi place, n-are treabă. Știu, ei îi place să asculte. I-am zis. Tu l-ai ascultat. Mi-ai zis că și tu ai avut răbdare. Bă, până într-un punct. Știi, tu l-au dat de gol. Auzi, cum ar fi fost Irina să fii la noi în cameră? Eu nu știu. Măcar acolo eram să am pentru ce să fiu. Păi, ce fac oamenii? Auzi, să-mi chemie să-mi facă mie surprize, să-o chemie pe Mihai, știi? Și te trag și pe tine după ea ca să vii pe tine. Și ce adevăr și provocare? Eu nu știu, mă tine, trebuie să plec. Hai repede, adevăr sau provocare? Adevăr. Ah! Ah! Să vă frică. Ei, dă și opțiunea să meargă la oricine. Adică păi, iară, șapte. Și pe cine credeai tu că o să aleagă? Acum nu știu, dar chiar... Și tu ai mai și spus că nu vreau să dau nume ca să nu fac ca cineva să se simtă prost. Nu, am zis eu, că da, cam toți puțin, să... Câte puțin și nu mai e... Afectați. Nu că afectați, toți sunt într-o situație. Ce mi-e la mai bună, mai rea. Ei, lasă, e o îmbrățișare. Da, zic să le îmbrați și pe George. Da. E dacă da. Limite-mi pe mine să-i dacă dau să fac ceva cuiva și nu la Laurințe și să vedem cum reacționează. Du-te de aici. Poate se supără mai tare. Trebuie să se supere. Dar ce le-ai faci? Să mă trimite să, nu știu, să dau o îmbrățișare, de exemplu, cuiva, dar dacă nu lui Laurințe. Dacă cine ar fi gelos? Că, nu știu. Cosmin? Da, nu, ne băgăm. Vezi scandal cu mine?
De fapt, ești, lasă că zici bine. Lasă că ție? Lasă că zici bine. Vrei să-l pui la teste? Chiar, eu nu am teste din astea stupide. Dar ce teste stupide? De o provocare. O să ai tu, de... Nu, eu cred că mai mult. Nu știu. Dar nu știu că pare prea acum toate v-ați dus cu provocări și își dă seama că e o provocare. Păi da, da. Să vedem cum se simte în provocarea logic. Respectivă. Dacă nu vorbesc, dacă nu vorbesc și nici n-am chef să întrețin discuții cu persoane cu care nu mă pot să mă abțin și eu tac câte puțin și în capul meu numai eu știu cum le țin. Ați întrebări sunt acolo.